valabil. Cum ați reușit să deveniți atât de puternic și altfel, ieșind oarecum în evidență cu nebunile dumneavoastră, dar și cu... Eu am pus ghilimele rigoare. Îmi permit să spun asta, pentru că sunt moderator și bănuiesc că nu se supără pe mine. Aici vorbim liber, de altfel. Vă rog. Totdeauna liber, ca și Dacia. Liber, de la naștere până la moarte. Păi am reușit în felul următor. În primul rând m-am luptat cu miliarde de spermatozoizi. Deci am fost învingător, nu-i viermele învingător al lui Edgar Allan Poe. Deci am câștigat lupta spermatozoizilor. Toți de aici suntem învingători. Toți care ne uităm și suntem în viață, am bătut miliarde de spermatozoizi. Și am ajuns primii. Deci ești învingător din naștere. Important e cum îți direcționezi drumul în timpul vieții. Nu trebuie să te naști campion, dar ai timp să te gândești la chestia asta toată viața. Asta mi-aparține, maxima asta. Mai am o maximă, îmi iubesc atât de mult viața încât mi-aș da și viața pentru ea. Dar când scriam poezie și maxime, nu impresionam lumea. Într-adevăr, am impresionat prin forță. Etichetarea asta, a fi puternic, pe ce înseamnă a fi de fapt puternic? Vorbim de... ne întoarcem la perioada pură, deci antichitatea, da? Care a fost... perioada Evului Mediu a fost o perioadă murdară. Bărbații munceau, erau puternici, erau... asta înseamnă... sportul ce înseamnă? Sportul este o disciplină. Nu e, sportul nu înseamnă tâmpenie. Unii sportivi, cum se spune, doamne, e sportiv, deci e prost, că n-are cum să aibă și forță și minte. Păi stai puțin, faptul că e sportiv îl face să nu își cumpere o carte? Ce legătură are? Inteligența ce înseamnă? Îmbunătățirea inteligenței înseamnă a fluxul de sânge în momentul mișcării. Organismul uman își îmbunătățește capacitatea cerebrală. În Qigong, în domnul Cosma, practicant de Aikido, știe foarte bine că disciplina, sportul, educația, că de-aia se numește educație sportivă, asta înseamnă. Înseamnă să ne disciplinăm, să ne autodisciplinăm, să ne modelăm atât fizic cât și psihic. De aceea noi nu dorim, și eu niciodată, dacă am făcut niște lucruri, cum a spus domnul Cosma, subliniez Z-ul, ca și codrii Cosminului, cum a spus domnul Cosma, mă rog pentru oameni, mă rog ca un altruism, mă rog pentru viață, mă rog nu numai pentru mine. Așa și eu am făcut niște lucruri ca să arăt societății tabletelor, societății IT, societății care ia de la Quick Save, că există viață reală. Viața reală înseamnă să trăiești. Asta înseamnă să trăiești și să simți că trăiești, că de asta te afli în această lume. Și ca sportiv mi-amintesc o vorbă a unui culturist mare, Frank Zane, spunea: ziua în care o să mor, am să mă duc la sală ca să mor în formă. Dacă nu ne naștem în cea mai bună formă, asta din cauza sărăciei de care vorbeam, trebuie să murim măcar în formă sau cu demnitate. Dar nu să ne omoare alții. Și nu să ne lăsăm omorâți de alții. Cu voie sau fără de voie. Că nu toate sunt numai cu voia Domnului. Dumnezeu ne ajută să putem să facem anumite lucruri. Și eu m-am rugat la Dumnezeu când am luptat și am dus niște recorduri, că nu e vorba de a depăși pe cineva. E vorba de a te autodepăși. În legiunea străină se spune marci ori dai. Acolo 70% înseamnă psihicul, 30% înseamnă pregătirea fizică. Pregătirea fizică înseamnă 30%. Totul ține de pregătirea omului psihică. Ăsta este mesajul și asta e ceea ce am făcut eu și ce voi face în continuare
cu recordurile mele. Se spune că dacă te împiedici, dacă o să cazi de 7 ori, să te ridici de 8. Asta este regula în viață. Pentru că tot vorbeam mai devreme despre statul român. Știm de altfel că ai participat la, participat la campionatele europene de la Sofia, unde ne-ați adus pe podium steagul României. Cu ce v-a ajutat statul român? Cu ce v-a răsplătit? Cu ce v-a felicitat statul român? Păi da, ca și sportiv al acestei țări. De-aia se cheamă stat, nu că stă. Dacă ar face ceva, s-ar chema făcutul român, sau mișcatul român, sau datul român, dar se numește statul român. Nu m-a ajutat cu nimic. Dacă vreți să știți din ce trăiește un sportiv... S-a cântat în România acolo, dar le-ați făcut mândri. Da. Nu, aici sunt și niște probleme ale noastre, nu avem o federație și de aceea e mai greu financiar. Nu. Așa e, am făcut mândri. Cred că suntem mândri. Și mi-amintesc mulți campioni olimpici care își vindeau medaliile olimpice pe un colț de pâine. Că peste tot unde te duci în lumea asta, nu spune nimeni de Ilici, tovarășul Ilici, nu spune nimeni de tovarășul... Nu. Lumea spune Nadia Comăneci, da? Lumea spune Hagi, lumea spune Pațaichin, cei care au ridicat steagul. Asta e cea mai mare mândrie, să ridici steagul. Poate într-o zi voi ridica steagul și voi fi mulțumit și financiar că am ridicat steagul. Până atunci îl ridic pentru onoare, la fel ca și războinicii, pentru ce luptau, pentru o bucată de pământ, strămoșii noștri care vorbeam, luptau pentru onoare, sau cum povesteam mai devreme, nemuritorii când duceau o ladă de pietre. Dar aia era valoarea lor sentimentală. Asta este ideea care mulți nu înțeleg. Demnitatea. Cer scuze că te... Cu mare drag. Pentru că eu nu sunt de acord cu ceea ce spuneai înainte. Nu aveți federație. Hei, poate n-ai înțeles foarte plastic ce spunea domnișoara. Hei, ai ridicat steagul României în Qatar, acolo, într-o competiție sportivă. De acord, nu aveți federație. Dar am o întrebare. Minister al sporturilor aveți? Mulțumesc mult. Și eu mulțumesc mult. Da, din păcate, și nu vreau să mă exclud de data asta, sunt atâția sportivi care au ridicat steagul României. Și nu sunt mediatizați nici prin bătăi, nici prin mici de fotbal, nici prin droguri, nici prin curve. Nu. Sunt atâția care au ridicat steagul României și nu știe nimeni de ei. Vreau să spun că după viață de sport știu ce înseamnă munca și ar trebui și categoria sportivilor, ca și cea a bătrânilor, ca și cea a copiilor, ar trebui mai mult băgată în seamă. Și când zic băgată în seamă, vorbesc de un minim, nu vorbesc de... Vorbesc de ordinul câteva sute de euro, cam atâta. Eu la Liga Profesionistă Balcanică, că n-am nimic de ascuns, la Liga Profesionistă Balcanică, unde se adună cei mai puternici oameni în Skanderberg din Europa, premiul este de 300 de leva. Asta înseamnă 150 de euro, da? Asta ca să știe privitorii ce înseamnă sportul și ce înseamnă sacrificiu și ce înseamnă munca și până unde trebuie să mergi. Sau în momentul ăsta să te gândești, bă, mă apuc de sport? Mă apuc sau nu mă apuc? Merită să fac de performanță sau nu? Asta e întrebarea care trebuie să o, de fapt, să o materializăm ceea ce vorbim acum și să clădim mai departe. Că dacă Dumnezeu ne ajută, dar trebuie să ne ajutăm și între noi. De asta oamenii, când fac sport, ai nevoie să mănânci. Nu? Ca să mănânci, trebuie să ai bani. Mă refer la toți sportivii, nu mă refer la fotbaliști. Acolo sunt bani, da? Nu știu, fotbalul ăsta mai e sport până la urmă sau e o afacere? Că nu mă interesează, nu știu cum... Și că de ce îi place lui Mutu fotbalul? Nu, pe ce joacă Mutu fotbal? Pe iarbă. Era bancul ăla. Nu știu, nu e... Unde intră mingea când se duce în poartă? Întrebare, da, întrebare, că așa începe întrebare. Da, din păcate nu sunt bani. Nu sunt bani de dat.
dacă ar fura mai puțin anumiți oameni, poate ar ajunge bani și la noi, la sportivi. Și atunci ne-ar da un imbold să mergem mai departe. Asta nu înseamnă că dacă în sport nu sunt bani, dacă în educație nu sunt bani, dacă în sănătate nu sunt bani, nu trebuie să mergem mai departe, să ne împiedicăm. Nu, trebuie să mergem... Poate, domn, vă contrazic. Nu sunt bani. Cum nu sunt bani când un primar de sectoraș de București, care nici măcar nu e județ, fură 960 de milioane de euro? Curi! 960 de milioane și pagă. Păi vă imaginați ce afacere la ce cotă-valorică sunt. Cum nu sunt bani? Cum nu sunt bani când aici în București, în București, 400 de milioane de euro se folosesc anual, atenție, pentru plante perene, pentru panseluțe, cum le poate număra nimeni. Păi, vedeam oameni săraci amărâți care se urcau pe bloc, s-au sărit unii de pe bloc, alții că n-aveau locuință, alții că trăiau greu, alții că, știu, aveau probleme de familiare pe care le aveau. Păi, pentru numele lui Dumnezeu, cu 400 de milioane de euro, eu spun că fac 800 de blocuri. Da. 800 într-un an. Păi hai să vedem cam ce ar însemna 400 de milioane de euro anual pentru sport. Cam ce ar însemna. Le băgăm în panseluțe, că nu se pot număra, pentru că sunt perene. E incredibil. Și, repet, poate că, acum nu vă supărați pe mine, dar asta e puțin așa de formație profesională, sindicală, mai exact. Eu nu înțeleg ce nu faceți un sindicat al sportivilor, ceilalți care, acum hai să zic, fotbaliștii, cu toate că și fotbaliștii trăiesc scurt, trebuie să recunoaștem, și nu îmi place ca între voi sportivii să nu fiți uniți. Dar, pe numele Dumnezeu, Ministerul se numește nu al fotbalului, Ministerul Sporturilor. Toate sporturile recunoscute, care până la urmă, tata ai dus de capul dumitale acolo și ai ridicat steagul României, de așa, că ai vrut, n-ai vrut mâștii dumitale, nu. Ai reprezentat o țară. E ori acest lucru. Pentru mine, Dumnezeu, trebuie plătit de acea țară. Vreau să vă spun, în Franța, eu am fost în Franța, că, printre altele, mă mândresc și scuzați lipsa de modestie, că sunt campion mondial la fotbal tenis. Chiar dacă încă mai dețin funcția de ministru în Federația Internațională de Națiuni, dar l-am bătut pe Platini la Paris, l-am bătut pe Tigana la Monte Carlo, l-am bătut pe Hagi în România la fotbal tenis. Ori revenim la Franța, păi în Franța și în momentul în care sportivii ies, să zic, din activitate, primesc de la statul francez un fel de pensie, cât trăiesc. Deci, iată care este relația între sportivii de performanță și un stat civilizat. La noi mă mir, pentru că mă mir și spun, mă mir și sunt de-a dreptul consternat să constat că ceea ce spun dumneavoastră și cred este adevărat, și acest lucru există în condițiile în care există un sportiv de performanță care conduce Ministerul Sporturilor. Adică nu mă așteptam ca doamna Sabo să nu facă ceva pentru sportiv când a fost un sportiv de performanță și a trecut prin toate aceste episoade, mai mult sau mai puțin fericite. Și campionatele europene. România a avut cu ce să se mândrească. Nu că am fi subiectiv de altfel, dar nu este un caz singular de altfel. Da, sigur, pe tocmai de asta nu este. Sunt foarte mulți sportivi care aduc mândrie țării. Vreau să vă spun acum, ca să ne mai și amuzăm un pic. La un moment dat eram cu luptătorii mei invitat într-un turneu în Egipt, mai exact la Alexandria. Cum se numește turneul? Mustafa Ibrahim. Primul campion olimpic al Egiptului. Vă spune ceva numele ăsta? Vă spun eu. Rockerii știu. Freddie Mercury. Queen. Exact. Dacă au fost în stare egiptenii să-i facă, să plătească Queen-ul, să-i facă melodie, Mustafa Ibrahim. Deci, iată respectul pentru un sportiv de performanță. Sunt faptul că e un turneu mondial Alexandria anual, unde la lupte libere și greco-romane vin toți mari sportivi ai lumii. Iată respectul pentru sportivi. Iar la noi sunt sportivi care pur și simplu, unii dintre ei săracii mor de bătrânețe și nu știe nimeni de ei. Ca să nu spun pentru mine, e dramatic când, sincer, eu ascult muzică rock. Și mai nou, rap, simfonii,
E chiar o delectare pentru mine. Da. Dar și nu mi-a plăcut sincer muzica lui Gică Popescu. Trebuie să fiu sincer. Gică Petrescu, pardon. Dom'le, dar Gică Petrescu să moară de foame într-o garsonieră. Dom'le, care a făcut periciți, așteptați, ne-am gândit milioane de români. Care era, era un simbol național. Gil Dobrică, la fel. Exact, și Gil Dobrică. Cum e posibil în ce țară trăim? Vrei să fim civilizați? Iar la noi, repet, mafia este la nivel de stat, așa, se iau și păgi imense, se fură, eu mă minunez, de diabolici poți să fie, să duci tablouri în cimitir. Nici ce, deci eu n-am auzit așa ceva în pușcărie, cât am stat 11 ani, n-am auzit că vreun hoț de meserie, să ascundă tablourile în cimitir, n-am pomenit așa. Până și hoții aveau respect de cimitir, și dar nici de cimitir nu mai au respect. Așa ascundeau, da, prin războiul mondial, se duceau prin cimitire și mai ascundeau, găseau pe la Canta Cozino linguri de aur și ce mai găseau, da. Că acolo se gândesc că nu... Dar era război, era ceva. Morții nu caută niciodată, da. Ei, acolo o să ajungă unde au pitit tablourile, o să ajungă și ei, dar o să aibă și un tablou deasupra capului ca să doarmă bine. Da, din păcate asta e tragedia, asta e tragedia în sport și e reală. Cam așa e. Panseluțele sunt mai tari decât sportivii. Exact. Eu nu mă lupt cu panseluțele, eu mă lupt cu brațele, dar trebuie să mănânc și ministerele și ar trebui alocat, că de asta am și zis domnul Cosma, că fotbaliștii au bani, mai există divizia C, de unde poate nu se... Nu asta, dar a spus, da. A spus de suficient de plastic prin afirmația că, într-adevăr, fotbalul nu mai e fotbal, e afacere. Da. Recunosc acest lucru, dar totuși, până la urmă, omul ăla care aleargă pe teren, care jucă oasele pe acolo, e totuși el un sportiv. Da. Și nici ăla, să știți că... Valoric, cel puțin da. În România, e desconsiderat. Nu e. Da. Divizia mai câștigă. Nu este la nivel așa e, da. Real Madrid da. Sau Barcelona pe sau... Pe vremuri Steaua, eu am făcut sport la Steaua, pe vremuri Steaua ținea, de fapt, fotbalul ținea celelalte cluburi financiar. După aceea s-au desprins. După aceea s-au desprins, fiecare a fost pe cont propriu. Da, dar exista o politică sportivă care era bine finanțată, da, sunt eu adeptul sistemului comunist, dar e. Cel puțin s-a da, văzut, da, atunci da. S-a câștigat o cupă mondială, da. Până la urmă, ceea ce nu s-a mai întâmplat și fotbalul e într-o cădere, la noi cel puțin într-o cădere. Da. Vedeți toți oamenii de fotbal sunt la pușcărie și știți care e culmea ironiei, că unii, din păcate, sunt nevinovați la pușcărie. Din păcate. Și au ajuns totuși, pentru a menține un sistem funcțional, ei să facă niște lucruri care, aparent, unele dintre ele sunt legale, altele sunt ilegale, dar, pentru numele lui Dumnezeu, au făcut ca să mențină un sport în viață, ca să zic așa, pentru că în România, din păcate, și fotbalul e susținut, e ținut în viață și nu știu pentru cât timp, pentru că odată cu condamnarea celor care sunt pe la închisori, unii dintre ei și alții au ieșit, se va ajunge în situația ca nimeni să nu mai investească. Pentru că și asta se vrea, nu să mai investească în sport. Și atunci vom ajunge o nație de oameni deformați și nu așa sănătoși și care până la urmă, cum îmi place mie să spun, nu vor reuși să-și oxigeneze lichidul cefalorachidian. Da, bun asta. V-a trecut vreo clipă prin minte să vă retrageți tocmai datorită faptului că nu ați fost susținut de statul român ca și sportiv? Nu. Nu m-am gândit să mă retrag niciodată. Voința și ambiția de a face un lucru și a-l duce la bun sfârșit, n-are nicio legătură cu banii. Diferența între mine și unii politicieni, unii sau toți, în fine, e că eu fac fără profit, eu nu vreau să fur, dar eu vreau să mănânc. Asta înseamnă sportul. Sportul înseamnă fair play, sportul faci în primul rând de plăcere, deci este o plăcere, un hobby, dar la un moment dat, după ce faci efort, ți se face foame. Nu are nicio legătură ideea de a te lăsa cu ideea de a porni
o campanie financiară și aș vrea să subliniem pe acest aspect, poate cu altă ocazie să vorbim pe acest aspect, sunt multe de vorbit, multe doleanțe ale noastre, da? Nu, exact cum vorbeam mai devreme, doamna Roxana, ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici. Nu dăm în spate sau, cum zicea Kipling, ai reușit continuu, nu ai reușit continuu. Deci, nu, vreau să schimbăm treburile. Să schimbăm treburile și să se înțeleagă că sportivii și chiar și în fotbal trebuie să fii bun și să ai relații ca să ajungi sus. Sunt atâția oameni de valoare care nu sunt băgați în seamă. Sunt atâția sportivi în țara asta, că am fost peste tot și am adunat, am racolat. Dar ei săraci îmi cereau mie, dar eu n-aveam ce să le dau. Zic, bă băieți, eu sunt ca voi, dar sunt mai mare, asta e diferența. Diferența între noi sunt kilogramele și ani. Financiar suntem amândoi chei în buzunar, ne fluieră vântul prin buzunare. Că suntem sportivi. Dacă mă făceam panselar, panselar se cheamă ăștia care plantează panseluțe, dacă mă făceam panselar, aveam bani, dar așa dacă sunt sportiv, dacă trag vagoane, tată, deci sunt singura locomotivă care nu bag combustibil. Asta e problema. Locomotiva, am tras vagonul, n-am băgat combustibil. Merg pe un litru de apă, cel mai mic consum din lume. Ăsta cred că e recordul mondial. Sunt locomotiva care consum cel mai puțin. Deci, încercați să ne duceți și atâta. N-are rost, e prea vorba, băieți, bă. 100, cât am zis, 300 de leva. Micioară, bă, dar spun mai puțin. Ia pe descontinuăm să luptăm sau nu? Ne dăm la o parte? Noi adevărați războinici. Asta înseamnă să fii războinic și să mergi până la capăt. Dar asta nu înseamnă că nu e o frustrare, domnul Cosma și doamna Roxana, să știi că, într-adevăr, ridica steagul, turcii ridică steagul 40.000 de euro la europene. Asta e suma care o primesc. Asta e suma care o primesc față de noi. Noi avem niște oameni care nu-și vor numele acum, care ne mai ajută cu deplasări și cu mici bani ca să ne putem descurca în sport. Oameni care nu sunt din sport, oameni care n-au nicio legătură cu ministerul, oameni de omenie care ne ajută. Da, care ne ajută. Pe banii lor. Da, bineînțeles. Da. Care ne dau de la ei și le mulțumim pe această cale, din puținul care ne-l dau, pentru noi înseamnă foarte mult. Dar dacă am trăit într-o societate sănătoasă din toate punctele de vedere, am înțelege că ne trebuie bani ca să avem imbold. România a demonstrat totdeauna, nu numai prin sport, prin cultură, prin tot, că putem fi lideri, putem fi cei mai buni. Cum îi spune Fălticeniu, este numit, au muzeul oamenilor de seamă, îl numesc ei Fălticeniu, are cele mai multe valori în oraș mic, poeți, scriitori, oameni de seamă, cum zic ei, după București și Iași. Deci țara asta din totdeauna a dat mari valori și oameni care au reușit performanțe cu bani puțin. Păi ce bază are Rusia de sportivi, ce condiții, ce America și cum avem noi. Și cu toate astea reușim să fim în top, în condițiile în care le avem, în condiții, făcând sport natural. Am demonstrat prin sportivii noștri că nu prin substanțe interzise au ajuns marii noștri sportivi, marile nume care au dus, au ridicat steagul, cum se zice. Nu, l-au ridicat cu muncă, nene. Cum a intrat Pațaichin cu... Că de azi sunt, când trec pe lângă statuia marelui Pațaichin, o legendă vie, cu vâsla ruptă la Montreal. A intrat cu vâsla ruptă și a nenorocit. Ăștia sunt oamenii acestei țări. Și o să merg mai departe. Și aș da și un exemplu care îmi place să-l spun. Eu, printre altele, sunt și conceacor internațional Muncitorilor și Popoarelor la Paris. În 2005, când am fost acolo în perioada în care am avut o perioadă de, hai să zic, ieșire din penitenciar pentru a intra din nou, am fost la Paris și la un moment dat, tot așa, la o discuție cu mai multe țări, pentru că s-a ajunsese la tot felul de valori pe care și le asumau anumite țări despre personalitățile lor. La un moment dat eu am zis un lucru și care până la urmă e dovedit poetic, dacă tot facem poezie aici, că de fapt inventatorul teoriei relativității nu este Albert Einstein. Eu din câte am citit eu, se pare că nici măcar el nu e, chiar dacă e recunoscut, ci e nevasta a doua, avea o nevastă urâtă care ține ascunsă. Se pare că aia e inventatorul teoriei relativității, dar eu consider că e un român, înainte lui Albert Einstein. Cine?
Tesla sau cine? Mihai Eminescu. Care spune Mihai Eminescu în Luceafă? La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii ca să ajungă. În, la steaua. În poezia La steaua. Eori. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Deci, iară că Mihai Eminescu poetic a descoperit relativități, da, vorbind, da, de faptul că i-au trebuit luminii mii de ani. Deci asta și înaintea lui Albert Einstein. Da, dacă, da, este, dacă este să facem presupuneri și să fim și nemândri cu valorile noastre. Din 1889, e adevărat, domnul Cosma, când a murit Eminescu sau a fost omorât, se pare că a fost omorât. Până acum, de-abia acum înțelegem sensul poeziei, într-adevăr, și scrisoarea întâia este un focar de informație, tot așa cu microcipul, cu bătrânul care avea bastonul, nu știu cum, nu-mi vine acum în minte, am un lapsus, dar tot așa e adevărat, românii, și vreau să punctez un lucru, toți au, mulți inventatori români, că ziceam de Tesla, care s-ar spune că ar fi fost ceva, ar fi avut niște rădăcini pe aici, Henri, aeroportul, Henri Coandă, e Henri Coandă, băi, al nostru, nu, parlez-vous français, e al nostru, deci e al nostru, tată. Asta ca să știți. Până și Tarzan. Viv la Franța! Au văzut filmul. Dar e al nostru, da. Johnny Weissmuller, da, e în Chibișoara. Bineînțeles. Și Tarzan. Multe valori. Și cât și multe valori la Harry. Și mai grav este că mulți au plecat să devină mari afară și atunci, acum, că aici nu au avut exact, ne întoarcem la ideea posibilității. Da, dar ei credeți că statul român să nu subvenționeze acum întoarcerea în țară de la Paris a rămășițelor lui Constantin Brâncuși. E, da, incredibil. Da, Brâncuși, e incredibil. Da. Brâncuși plus alte valori care pur și simplu, da, nu sunt cunoscute. Eu, de exemplu, am să spun legat de faptul că, nu, fiind lider de partid, am preluat și voi prezenta această istorie a partidului doar pe ideea că reprezintă istoria acestui popor. Cine știe, de exemplu, că vorbeai de Mihai Viteazu. La stațiunea Mihai Viteazu se duc tot felul de politicieni din ăștia de doi bani, scuzați-mi expresia, care vezi, Doamne, pentru a-și face campania electorală și vedea lumea, mamă, cât respect au ei, așa, pentru Mihai Viteazu, am să vă anunț că am fost de curând la județul Teleorman, așa, și am văzut mormântul lui Mihai Viteazu. Nu o să vă vină să credeți. Deci domnița Stanca, doamna Stanca, soția, nu se știe acest lucru după ce a fost decapitat. După un timp a furat o semintă lui Mihai Viteazu și l-a dus la mănăstirea în care stătea ea, în județul Teleorman. Am fost acolo să văd, nu-mi vine să cred, mormântul. Dar revenind. Acolo, la Alba Iulia, mai este o alee revenind la partidul meu, a marilor artizane Unii. Pentru numele Dumnezeu. N-am pus eu statuile alea acolo. Eu, de exemplu, la partid, pe Ion Fleira și Iosif Jumanca. N-au auzit poporul ăsta, copiii, mai ales nici bătrânii poate că n-au auzit de acești doi oameni, care au fost niște valori. De exemplu, cine știe despre Ion Fleira, că a fost primul lider de centrală sindicală în istoria României? Și repede, nu Miron Cosmaia, chiar dacă el a el în partid, i-a pus statuie la Alba Iulia. El este unul dintre unificatorii din 1918. Ori, ca un lucru iarăși ciudat legat de istorie, cum au învățat, inclusiv comuniștii au trucat istorie. În partid sunt iarăși două mari personalități. Ștefan Gheorghiu, cunoscut Academia Politică, Ștefan Gheorghiu, da? Ice primul, al iarăși mai cunoscut, da? Păi vreau să știu și eu, cum se poate spune adevăr istoric faptul că Ștefan Gheorgheu a fost comunist când Ștefan Gheorgheu a murit la 1914, iar comuniștii se știau la 6 martie 1921. Ice primul, cum era comunist când a murit la 1919 și comuniștii au venit la 1921? Iată istoria care nu este cea reală. E ori unul dintre lucrurile care sperăm să le facem aici, legat de educație, și educație înseamnă inclusiv sport, și chiar vă mulțumesc că sunteți aici, vă mai invit ori de câte ori doriți să veniți la emisiunile noastre, bineînțeles, de vă programa împreună, să venim și într-adevăr să milităm pentru sportiv ca dumneavoastră. Statul trebuie să implice,
Și trebuie neapărat în scurt timp să facem o discuție și cu doamna Gavisovă, să o întrebăm cum e posibil ca un sportiv de performanță să nu fie susținut financiar și să nu-i fie susținută întreținerea